O mașină a luat foc ieri după amiază pe Autostrada Soarelui. Incidentul s-a produs pe sensul de venire spre București, la kilometrul 152. Din fericire, toți cei care se aflau în autovehicul au reușit să iasă la timp. Au încercat chiar să stingă incendiul cu extintorul din mașină, însă flăcările erau prea mari. Cel mai probabil a fost vorba despre un scurt circuit provocat de o supraîncălzire a unui consumator electric.